cum s-o numi, partidul ăsta, Partidul Unității Naționale în România. Partidul Unității Naționale într-o trădare sau nu știu, ceva de genul. Chiar așa, tot pleacă din PSD, ce se întâmplă? E curățenie de primăvară. Se face curățenie de primăvară. E o selecție naturală. E o curățenie naturală. Tot am văzut, tot mai vine câte unul iară scrie pe burtie. Nu, dar eu am o întrebare foarte simplă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar până să îi vedeți anunțați că au plecat, auziți serios de ei? Nu, sincer vă spun, de deci, foarte este un partid de mâini, adică ei sunt luați acolo în Parlament ca să ridice mânuța când se votează o lege și să dea o susținere la guvern. Fiți sănătoși, e problema lor. Vreau să vă spun că partidul nu suferă, nu suferă nicio organizație. Într-adevăr, noi la Tărâmul avem o mare problemă pentru că după ce a plecat Șerban Mihelescu de la PSD avem o problemă în județ. Adică lumea se apropie din ce în ce mai mult de noi. A, deci... Acum, da. Da. Bine, acum Șerban Mihelescu zis și Michi Șpagă, nu despre... Nu știu ce alt nume mai. Eu știu numele din buletin. Eu vă spun ce știu numele de care știu noi ziariștii pe domnul Șerban Mihelescu. Domnul deputat, a vrut să... Da, eu vreau să intervin pentru că am văzut că un cotidian național, Jurnalul Național, are un serial cu mici istorii a fiecărui dependent de domnul președinte Traian Băsescu, așa le spun, dependenții de Traian Băsescu și PDL. Și vreau să vă spun că n-am reușit încă să vorbesc cu domnul secretar general, dar venind spre casă ieri și mai auzind că a mai plecat cineva, am fost sunat de către câțiva cetățeni și din Bistrița, câțiva prieteni și doi oameni din colegiu care m-au sunat și m-au întrebat: domnul Moldovan, spuneți-și nouă de ce a plecat doamna X? Pentru că nu credem chestia asta care ne-a spus la televizor, că PSD nu mai reprezintă valorile de stânga, comunicatul de presă. Păi, pot să vă spun, colega mea de la Iași, Lumnița Iordache, a cărui soț a intrat anul trecut cu toate filmele în faliment, are în momentul de față casa în care locuiește scoasă de către finanțe la vânzare, firmă în executare. O situație foarte delicată. Cei dependenți de domnul președinte Traian Băsescu și de actualul guvern au găsit o parte din soluțiile care rezolvau o problemă personală, nu de stânga, nu de doctrină, nu de grup parlamentar. Spre deosebire de alții, nu era în conflict cu președintele organizației, dimpotrivă, avea o relație foarte bună cu președintele organizației și a plecat. Cealaltă doamnă a plecat la solicitarea liderului de sindicat, care acum am văzut că e nemulțumit de relația cu PSD, și am să propun colegilor mei din conducerea PSD să mă aprobe să fac un material legat de colegii care au plecat din PSD și care sunt faptele reale care au determinat să facă acest pas, pentru că la solicitarea acestor domni care vă spuneam că m-au sunat și mi-au reproșat: de ce nu ieșiți să spuneți oamenilor de ce pleacă din PSD acești parlamentari? Și chiar a fost o temă care mi-a dat de gândit și voi lucra împreună cu biroul de presă la un material care vor supune atenției biroului permanent național al PSD și s-ar putea să avem o conferință de presă specială în care vom prezenta adevăratele motive pentru care acești oameni care acum vorbesc de interesul național, de toate lucrurile astea, au plecat din PSD. Da, asta, sigur, acum oamenii pleacă pentru că sunt liberi, domnul Dragnea, tot pleacă băieții, doar că partidul ăsta se umflă așa, UNPR-ul ăsta. Am înțeles că pe 17 mai va deveni partid de sine stătător, cu președinte, cu... Nu, cu trei președinți. Trei, cu domnul Deaconescu, mă rog, cine mai fi pe acolo? Trei președinți, e primul partid cu trei președinți. Să vreau totuși să rămâne la Partidul Social Democrat, vom vedea după 17 mai ce va fi cu acest UNPR. Pe 17 mai? Da, și am înțeles că la tribunal le dă hârtiuța, nu? Cum zice, ala de naștere, certificatul. Bun. Vreau să vă întreb, la Sibiu cred că ați spus că PSD sau se va apropia sau se va ocupa mai mult de Ardeal, pentru că aici, iată, atât la prezidențiale cât și la parlamentare au fost niște probleme. Pe Ardeal, Partidul Social Democrat are aici tot timpul niște probleme. Și Clujul și, mă rog, și mai departe. Chiar PSD-ul, Bistrița, unde... PSD-ul are probleme vechi în Ardeal și, după părerea mea, au fost... Asta datorită unor cauze care nu au fost tratate serios și nu au fost analizate serios. Și trebuie să
chiar trebuie să ne aplecăm cu foarte multă atenție asupra acestei zone, care este o zonă frumoasă, o zonă populată cu oameni deosebiți, oameni, într-adevăr, foarte mulți intelectuali, și o zonă care, din păcate, nu a fost sprijinită, bine, aici nu a fost sprijinită de niciun guvern. Una din cauzele pe care le-am și enunțat, o reprezintă faptul că, cu câteva excepții, cred că una, care înseamnă Bistrița, PSD-ul nu a pregătit și n-a luat în serios candidaturile pentru municipiile reședință de județ din Ardea. Acum, după ce... Lucru interesant, spuneți. După ce legea a fost modificată și președinții de consilii județene se aleg unii nominal, și funcția de președinte de consiliu județean a devenit foarte importantă, pentru că spre deosebire de Moldova, spre deosebire de Oltenia și Muntenia, de unde sunt eu, alegerea primarului de municipiu, reședință de județ, are o reverberație foarte mare în Ardeal față de ce se întâmplă la noi în sud. La noi, de exemplu, Alexandria, dacă se alege primarul de la municipiul Alexandria, contează, dar nu influențează și comuna Plopiș-Slăvitești din nordul județului, de exemplu. Dar la Cluj, primarul de la Cluj influențează foarte mult în județ. Primarul de la Alba Iulia, primarul de la Sibiu, primarul de la Arad, primarul de la Baia Mare. Și asta înseamnă că noi trebuie să ne uităm foarte atenți la ce, să găsim candidați serioși, să îi ajutăm foarte mult ca să ajungă la inimile și la mințile alegătorilor din Ardeal. Asta stă pe de o parte, și pe de altă parte trebuie să discutăm de un proiect politic aparte pentru Ardeal al PSD-ului. A mai avut PSD, să știți. Au avut multe, și au fost la multe întâlniri, au avut în care multe enunțuri și multe dorințe. A fost un proiect special al domnului Dâncu, al domnului Rus, pe care chiar eu am fost la Cluj acolo și ne l-au prezentat. Nu, eu mă refeream la ceva aplicabil. Eu vă spun că am mai avut proiecte pentru Ardeal, nu știu ce, cred că, nu știu cum îi spunea, dar sigur a existat. Nu, eu mă refeream la ceva aplicabil și vă rog să mă credeți că știu ce vorbesc, nu vreau să folosesc alte cuvinte. Un proiect care să țină și de organizare serioasă, specifică pentru zona Ardealului, organizare politică, un pachet de proiecte politice și administrative pentru zona Ardealului și o componentă de comunicare serioasă. Aici comunicarea, într-adevăr, un deputat vă poate spune, cred că vă spune, aici în Ardeal este altceva, nu știu de ce. Aici este altă istorie. Este cu totul. Este altă istorie și din acest motiv trebuie să le luăm serios, pentru că pentru faptul că noi n-am tratat serios Ardealul, acum suferă toată România. Pentru că voturile în plus pe care le-a luat Traian Băsescu în Ardeal au făcut ca, mă rog, aici greșesc, că noi de fapt la nivel național am câștigat, dar dacă luam mai puține în Ardeal Traian Băsescu, indiferent cât au adus ei prin mijloace super corecte din diaspora, nu putea să ajungă să ne bată, și pentru faptul că noi n-am tratat Ardealul în mod serios, acum suferă și moldovenii, și oltenii, și dobrogenii, și muntenii, ceea ce nu e regulă. Și cred că avem o responsabilitate uriașă în fața întregii țări să tratăm serios Ardealul, pentru că eu cred că noi n-am reușit să depășim o barieră psihologică și de comunicare între noi și cetățenii din Ardeal. Și eu aici nu acuz pe nimeni din Ardeal, ci trebuie să ne asumăm noi ca și conducere politică în locul ăsta. Asta am vorbit cu Victor Ponta. Este o miză Ponta. Uriașă. Poftiți? Am înțeles, domnul Ponta, pentru că domnul Radu Moldovan este un amic al lui domnul Ponta. Presupun că a explicat că Ardealul aici se trăiește portocaliu, adică se respiră portocaliu. Și la Bistrița-Năsăud, domnul deputat. Da, foarte corect. La Bistrița-Năsăud, și precizarea e foarte corectă. Noi am reușit, poate fi un exemplu, foarte puține lume ne dădea șanse. Atunci când am plecat în municipiul Bistrița, da, corect, așa la aceste alegeri. Sigur, din păcate am... Ați avut și un candidat redutabil. Asta a fost. E adevărat, dar asta spunea și domnul secretar general și aș completa puțin din ceea ce declara la Sibiu. E foarte important ca să încercăm să facem lucrurile cât mai profesional. E adevărat, au existat foarte multe proiecte la nivel de studiu de fezabilitate, proiecte politice pentru Ardeal. Nimeni n-a mai